Salutare! Astăzi discutăm despre noul Nikon D810, definiție în două cuvinte, puterea imaginii. Este un aparat full frame cu filmare full HD. Are un senzor CMOS de 36,3 megapixeli fără filtrul low pass. Procesează imagini HD cu o claritate și acuratețe totală. Are o rezoluție maximă de 7360x4912 pixeli. Are o construcție robustă și solidă, un corp din aliaj de magneziu. Avem o ergonomie extrem de bună, aparatul fiind mare, îl ținem și foarte bine în mână. În lateral avem cele două sloturi de card, un CF și un SD. Are un sistem de autofocus cu 51 de puncte, același sistem care îl echipează și pe D4S. Nikon D810 este capabil să realizeze 5 cadre pe secundă la rezoluție maximă sau 7 cadre pe secundă în modul DX și cu grip atașat. Are un interval ISO nativ mult mai flexibil decât modelele anterioare, practic optimizat pentru calitatea imaginii, ISO 64 până la 12800. S-au extins de la ISO 32, low 1, până la 51200, high 2. Opțiunile de filmare sunt mult mai generoase și includ frame rate selectabil, 60, 30 sau 24p, ieșire HDMI necomprimată, în paralel cu scrierea concomitentă pe card videocomprimat. Ne oferă acces la întregul interval ISO începând cu 64 și cu posibilitatea de a controla timp, diafragmă și niveluri audio. Beneficiem de funcție time-lapse cu expunere automată, opțiune flat picture control, adică va reține mai multă informație în fișierele JPEG, și o opțiune nouă la Nikon, fișiere de tip RAW-S. Acestea vor fi salvate ca NEF, dar în 12 biți necomprimat. Aparatul dispune și de un intervalometru incorporat. Acesta ne va permite să ne alegem intervale de maxim 24 de ore, un număr de 9999 de intervaluri și până la 9 cadre pe interval. Atenție, funcția de intervalometru merge activată numai dacă avem data și ora setate pe aparat. Toate lucrurile despre care v-am povestit astăzi sunt incorporate într-un corp din aliaj de magneziu, iar peste asta avem un obturator garantat la 200.000 de declanșări.